da. Unghiuri. Complementare. Complementare. Calcule cu măsuri de unghiuri. Asta e, așa să scriem și... Da. 3 de la 84. 3 de la 184. Calculați. A, 21 de grade, 15 minute. 21 de grade. 15 minute și 32 de secunde. 15 minute. Da. Minute, domnule. Minute. 32 de secunde. Plus. 15 minute, așa. Plus. Să punem una sub alta, da? 42 de grade. 15 minute. Și 23 de secunde. Ne spune ce se calculă. Da, trebuie să faci până noi. Ce fac? Adică... Tragem linii și calculăm. Adunăm minute cu minute, secunde cu secunde. Trebuie să înțeleagă. Unitățile de măsură sunt... Iată, gradul înseamnă dintr-un cerc ochiul a 364. Vă închipuiți că am împărțit cercul în 360 de bucăți, am găsit a 360 de parte, așa, o deschizătură micuțe. Ăla este un grad. Da? Și câte astfel de grade sunt într-un cerc? Exact 360. Exact 360 de grade. Dar într-un unghi lungit. 180 de grade. Da? Dar sunt și unghiuri în practică în care nu se cuprinde exact de un număr de ori. Adică nu de un număr exact de 3 grade, 7 grade. Poate este un unghi între 3 și 4. Între 3 și 4 înseamnă că... Da? Deci trebuie altă unitate de măsură. Ce înseamnă că nu e vorba de un unghi între 3 și 4 grade? Înseamnă că nu e exact 3, nici exact 4. Deci trebuie să găsesc comentarii. Și atunci am zis așa. Bine, bucățica aceea, gradul ăsta îl împărțim pe ăsta în 60 de bucăți. Gradul împărțit în 60 de bucăți, micuții, îmi determină un unghi micuț, da? Un unghi micuț care va însemna, deci, notați-l așa. Un grad, este egal cu 60 de minute. 60 de minute. Un minut. Un minut egal cu 60 de secunde. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă așa, că dacă mai te-ai descurcat cu minutele, atunci un minut, adică ăla și mai mic, iar îl împărțim în 60. Da? Și e atât de aproape acela, așa de mic s-a făcut, încât e suficientă de bună aproximarea. Nu, nu cred aproape, cred, dar nu mai reușește să facă distinții între una și alta. În concluzie, ca unități de măsură, avem gradul care înseamnă câta parte a 364 dintr-un grad. Și fiindcă sunt dintr-un cer. Și fiindcă sunt diverse unghiuri în practică, care nu pot fi acoperite cu un număr natural de cine? De... Eu am înțeles mai ușor ca la ceas. Nu fost mai ușor, ca la această electronică. Și acum trebuie să bun. Așa, așa. Exact, dar trebuie să înțelegi fenomenul. Da, că este mai mic, adică între 3 și 4 este o măsură și mai mică. Și între măsura și mai mică, una și mai mică. Uite așa trebuie să înțelegi. Am un unghi de măsură. Eu am venit cu gradul care îl știu. Uite așa este unghiul, gradul. Și eu, merge o dată, de 2 ori, de 3 ori. Și când acolo, nu s-a liniuța asta când ultima parte, ultima, nu a picat exact pe ea. Și atunci mi-a rămas unul și mai mic, unul foarte mic acela. Încât n-am ajuns nici 4 noi, că 4 se dea deasupra, 3 nu ajungea. Și atunci pe ăla micuț, l-am împărțit în 60, adică gradul de ce l-am împărțit în 60, și iau de acum, și măsori cât de ăla micuț, de cât ori merge. Câte minute, mă duc la secunde. Și la secunde, și așa. Și sub secunde ce este? Nu, mai merge, mai jos de secunde, nu mai ajunge. Deci ajunge precizia asta. Precizia de măsurare a unghiului în grade, minute și secunde este foarte bună. Și acum să ne adunăm. Tragem linii și adunăm. Zi, Daria. 5, zi, Daria. Frate, dar... Hai. 55 din secunde. Da, 21, 15 minute și 30 de secunde. De unde așa?
A, e la dună, da. Pe la secunde, e 55, dar să spui și domn profesor. Am spus 55. Mai tare. Mai tare, că n-au auzit, dar acum au pe mine, da? 0 și 3, 30 de minute. 63 de grade. 63 de grade. 30 de minute și 55 de secunde. Asta e felul. Am avut noroc că n-am fost. Hai să fac și Davide. Ia să vedem. Bine. 25 de grade, 13 minute și 42 de secunde plus 75 de grade, 29 de minute și 38 de secunde. 42 de secunde plus 38 de secunde ne va da 80. De secunde. 80 de secunde. Dar transport după aia. El întâi face calcul și face asta. 80 de secunde. Da. De ce face? Ba da, corect. 32 de... 42. 42 de minute. Da. Și... 100 de grade. Bun. Nu putem să lăsăm așa, nu? Nu putem, deoarece 80 de secunde este mai mult de 60. Înseamnă un minut, 60, un minut și cât plus da. 20 de secunde. Și atunci este egal aici cu? Cu cine? Egal cu 100 de grade. Grade. 50. Nu, 42 și acum dacă mai adaug un grad? O să fie 43. 60 de minute, 60 de secunde înseamnă un grad. 60 de secunde înseamnă un grad. Nu 60 de secunde, dar un minut am putut zic, da. Deci 60 de secunde, n-a spus secunde, domn profesor. Bă, nu, aici, acolo, jos, jos, aici. Așa. Deci 60 de secunde înseamnă un minut. Și acum o să fie 43 de zi, dar. 43 de minute. Și 20. Și 20 de secunde. Ăsta e răspunsul final. Ați înțeles? Da. Ia să facă și Daria. Te rog, Daria. 3 grade... 3 grade, 15 minute și 43 de secunde. 43 secunde plus 28 de grade și 42 de secunde. A, nu sunt 42 de secunde. Acolo pune 00 dacă... Da, 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 da. Ca să nu... 42 de secunde. Atenție! 42 de secunde. Da. Tragem linii și adunăm. Dar ia capul mai sus. Hai, te rog, vorbește. Vorbește. O să fie egal cu 31 de grade, 16 minute și 25 de secunde. 31 de grade, 16. Hai să facem de la sfârșit, la sfârșit, nu așa. Da. 5, 8. 5, 8. 80. Secunde. Secunde. Puneți o linie. 15 minute. 31 de grade. Transformăm. Vorbește la transformare, Daniel. 31 de grade. 60. Da, un 60 la 85. Face 16, ai zis bine, 16 minute. Și câte secunde dai? 25 secunde. David, e bine, nu? Da, da. Da, da. Da, da. 4, domn profesor, 4 de la pagina 84. Încă două mai ai. E simplu, ai prins. Dar lasă aici, lasă aici, da, aici, da, aici, da, 4. Da, este destul de simplu, dar ne-a pus o problemă. Dar e simplu. Da. Mai trebuie să fii atent și să înțelegi. Da. Mergem la... 4. Tot calculați, bineînțeles, scăderea. 28 de grade, 23 de minute. Deci 28 de grade, 23 de minute și 45 de secunde. Minus 17 grade, 38 de minute. Și 40 de secunde. Păi trebuie să fim atent dacă avem de unde scăpea. Da. Ați înțeles? Că dacă nu știm împrumutăm, trebuie să știm ce e de făcut. Păi... Aici, David, o să scădem. Aici acolo va merge. Acolo merge. Scădem secundele. Da. Scădem secundele. Deci vine 5 secunde. Secunde. Dar observăm că la minute nu ne scăpăm așa de bine și vom împrumuta un grad. Adică 60 de minute. Da, 60 de minute. Și va veni 83 minus 38. 83 minus 38. Corect. Va da
83 de minute, da? Da. 83 minus 38 face 45 de minute. Și am luat un grad, atenție. Da, 27 minus 17, adică 10 grade. Corect. Ai înțeles, Daria? Bine, faci și tu unul. B. 48 de grade, 18 minute, 23 de secunde, minus, da, minus 40 de grade, 28 de minute, 37 secunde. Vrem să le scădem la secunde, nu uităm, n-avem de unde, ce facem? Nu mai trebuie să scrie și ea, să vedem ce ne zice. Deci, luăm împrumutăm de la un minut. Un minut. Și o să fie, 4, o să fie 17 minute. 60 cu 23? O să fie 17 minute și 83 de secunde. Da, adică da, nu mai scrie o dată. Hai să vedem aici. 60 cu 23 fac 80. A, ea mai scrie odată exercițiul, minus, 83 minus. O, 23 cu 60, 83, minus 37. Așa. O să dea 44. 44, cu 7 din 13. Nu, și acum, din 13. Unde sunteți? Cât v-a dat? 80 minus, 83 minus 23, 7. Și 80 minus 23, 80... 83 minus 37. 3 din... 7 din 13. Cât faci, Dani? 83 minus 37. Și... 46. 46. 46. Bun, asta mărit-o cu secundele. Zi, Dani, la minute. Cât ți-a rămas? 17. Nu poți să scot pe 28. Mă împrumut la grade, da? Și o să am acolo cât e. 77. Minus 28. 77. Facem una sub alta. Uitați cum face domn profesor. Scădem 9. 17 din 9. Și 2 din 6. 49 din minute. Și aici. Și la grade cât mi-e rămâne, Daria? 7 grade. 7 grade, că a fost 48. A fost 8. 7 grade. Bun. Asta este rezultatul. Acum. Mai ai 3, Dario. Să lași loc. Din cât 3? 5 de la pagina 184. 5 de la 184. Calculați. 45 de grade ori 2. 45 de grade ori 2. Ori. Punct. Ori. Domn profesor. Da, da. Ori. Egal cu. Cine zice? Da. Păi, da. 45 ori 2? 45 ori 2 o să deie 90 grade. 90 grade. Și calculăm 90 grade. B. 12 grade și 14 minute. 12 grade și 45. Nu, și 14 minute. Și 14 minute. Ori 4. Ori 4, da. Trebuie să faceți ori, domnul profesor. X. Așa. Așa. Da, și minute nu mai pun. Minute, da. Minute cu da. Paranteză. Sau... Nu, 12 grade, 14 minute. Mulțumim efectiv numărul ăla, mamă. Ai poți fie 12 grade și 24 de minute? Nu, și 14 minute e acolo. În paranteză puneți. Dacă vreți așa, vă pun. Da, nu-i pus în paranteză, să știți. Înțelegea. Nu se pune în paranteză, da. Cât dă? Dă 48 de grade și 56 de minute. Corect. 48 cu 4. De ce, Daria? Hai să vedem. 12 ori 4. Mulțim grade, nu zic. 12 ori 4. 48 de grade. 48 de grade. De regulă mulțim de aici. Mulțim întâi minutele, da. 48 de grade, da, să zicem așa, da. Și de data asta. Și 14 ori 4. 56 de minute. 56 de minute. Bun. Următor, mai facem unul. Da. 12 grade, 15 minute și 13 secunde. Aici. Înmulțit cu, da. Da. 3. Mulțumesc. 3. Ia, vorbește, Daria. Tu de la coadă. Așteaptă. 13 ori 3. 39 să audă 39 de secunde. Da, la minute. 45 de minute. Vorbește așa. 36 de... Și 36 de grade, așa vorbește. 36 de grade.
Exact ca la clasă. Adică pronunțați cu gura deschisă ca să fie clar rezultatul. Mai lasă loc de două. 6 de la 184. Tot calculata. 48 de grade și 15 minute. 48 de grade și 15 minute. Împărțit la 2. Împărțit. Împărțit la 2. Tot de la capăt, să zic, da, tot cu minutele, deci, da, cu gradele. Cu gradele. Cu gradele acum. Da, David, zi. 24 de grade. Da. Și 15 împărțit la 2 va da 17 minute și o secundă. 7 minute. 7 minute și o secundă. Ia, și un minutul ăla l-a împărțit iar în secunde și secundile alea la 2. 5 secunde. Deci. De ce? A, ne-a explicat asta zi. Pe 14. Deci pe 48 îl împart mai întâi la 2. La 2. Și pe 24. Acum îl împart la... pe 15. Pe 15. Îl împart pe 14. Da. Pe 15. Și de 17. 15, da. Iar gândit a fi în 14 plus 1. 14 minute plus 1. Se împarte la 2. 14 se împarte la 2 și de 7 minute. Iar minutul acela transformăm în secunde. Un minut egal cu 60 de secunde. Și 30 de secunde. Și 60 de secunde împărțit la 2. 30 de secunde. Ați înțeles? Ai înțeles, Daria? Nu, înțeles. Ai înțeles, Daria? Mai facem, mă. 28 de grade. 28 de grade. 15 minute. Și 24 de secunde împărțit la 2. Da, ia să vedem, Daria, dacă ai înțeles. Întâi împărțim gradele. Deci de aici, 28 grade. Împărțit la 2. 14 grade. Așa. 7 minute. 7 minute, corect. Și acum minutul ăla îl adăugăm la secunde. Îl transformăm în secunde și îl adăugăm la secunde. 60 cu 24. 84. Împărțit la 2. 42. Dar mai cu viață, Daria. 42 de secunde. Mai facem unul, după ce facă și David. Da, 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 da. 45 de grade, 11 minute și 36 de secunde. Păi, împărțirea 3, stai. Ba, împărțirea 3. Ia să vedem. 45 împărțit la 3 va fi... Se împarte exact, adică 15. 15 grade. 11 îl pot să scriu ca 9 plus 2. Corect. Așa. Și nouă îl împart la 3 și îmi dă 3 minute, 2 minute egal 120 de secunde plus 36, 156 împărțit la 3, să-ți mă gardă că dă, da, dă. 52. 50, că 15 se împărte la 3, da, 50, 52 de secunde. Secunde. Bravo. Mai e două, mai lasă loc de două, dar... Două, chiar. Fain, foarte fain, nu? 12 de la pagina 185. Suma dintre complementul și suplementul unui unghi este 120 de grade. Acum. Așa. Să notăm că este complementul. Ca să poți să scriem. X cu Y, complementul. Y egal suplementul. Scrie asta. Unghiul. Deci complementul lui unghiului alfa. Da. Lui alfa e un unghi. Alfa e un unghi anumită măsură. Y egal suplimentul. Suplimentul. Complementul și suplimentul. Alfa. Și acum să vă vorbim. Să vă vorbim. X plus Y. A, nu vreți să vedem ce este suplimentul și ce este complementul, că nu știu. Da, da, da. Dar da, da. Vedem o și întrebare. Atenție. Da, 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 da. Și este complementul. Două unghiuri, când se zic Daria, că tu ai ajuns, când se zic două unghiuri, că sunt suplementare? Nu știu. Nu știu. Nu v-a spus. Hai să stabilim noi acum. Hai să facem asta. Ia să vedem. Deci, dacă am așa un... Da. Ai găsit, nu? Ai găsit, nu? Problem. Dacă nu trebuie să fie la explicație de clasă. De aceea... Atenție, de aceea. Deci, Daria, dacă este dat un alfa, uite așa, de măsură
Alfa Gratii. Ce este suplimentul? Suplimentul? Ai zis că ai găsit în carte. Care ți-o? Dacă două unghii se numesc suplimentare, dacă și numai dacă suma măsurilor lor este 180 de grade. Asta era. Deci două unghiuri adunate se fac împreună cât? 180 de grade. Ăsta și cu cine fac 180 de grade? Cu un unghi de același... Adică ca să facă 180 de grade să fie alungit. Ăsta de aici se cheamă suplimentul lui Alfa. Da? Care completează 180 de grade. Înțeles. Da? Asta este suplimentul. Da. Suplimentul are 90. Asta e suplimentul. Da? Deci, pentru unghiul ăsta pe care l-am desenat, de unghiul alfa, da? Pentru unghiul alfa, ia uitați. Uite la explicat, Idania, pe tabletul. Pentru unghiul alfa, unghiul care completează până la 180 grade, acesta, se numește suplement. Se numește suplement. Este același unghi, da? Adică nu le-am spus, nu le-am suprapus la acestea. Deci suplimentul completează până la 180 de grade, dar complementul până la 90, copii. Da? Da? Da, vedeți. Ia uitați un unghi 90, ăsta e alfa. Și uitați complementul. Ăsta de până la 90. Complement. Deci el până la 90 de grade completează complementul, celălalt până la 180 de grade suplimentul. Suplimentul până la 180, complementul la 90. Da, complementul nu. Adică, într-un fel, complementul ar fi jumate din suplement. Nu, din suplement. Nu. Din unghiul alungit, da. Da, atenție. Și nu complementul. Nu. Nu-i corect. Nu-i bine. Complementul este ăsta. Alfa plus complementul fac 90. Alfa plus suplementul fac 180. Așa. Ați înțeles? Că nu o să avem același unghi. Am mărit între supliment și complement, ar fi ăsta de două ori? Nu. Într-un fel, nu. Vreau să spun că, cum se spune, gradul din aici e 90, la celălalt e 180. 180 unghi alungit? Într-un fel, acea linie ar dispărea de la leu din sus și s-ar duce jos, ca să facă întregul... Așa s-ar duce, da? Da. Ar duce la supliment? Da, într-un fel, asta mă gândeam, că așa e suplimentul, într-un fel. Adică, dacă am vrea să facem o simetrie, ar fi... Da. Suplimentul este 90 plus complementul. Un da. 90 plus complementul ar fi. Da? Dar să nu mai complicăm lucrurile. Nu complicăm lucrurile. Înțelegem așa. Suma dintre suplementul și complementul unui unghi este 120 de grade. X plus Y. Am notat X suplimentul. Da. X grade plus Y grade este egal cu... 120. Aflați măsura unghiului. Alfa egal cu cine? Unghiul alfa cu cine, da? Egal cu cine. Același unghi alfa, da? Sigur, da. Adică știu că ăsta și cu ăsta fac împreună 100... 20. Cine este? Să spuneți. Adică, de aici, complementul cu cine am spus că e? Ce să se facă? 110 de grade. Complementul e 90 de grade plus alfa. Și deci, atenție. Ce știu? Că X plus alfa, deci X plus alfa ar face 90, nu? Vorbesc de complementul lui alfa. Da. Deci X X complementul, noi am dat complementul cu X la noi în problemă, da? X plus alfa egal 90 de grade. Asta ar fi de la asta. Și cealaltă? Și aici că... Ce-ar fi? Y, că așa am notat, Y plus alfa egal cu 180 de grade. Noi știm că suplementul până la 180. Și deci hai să scoatem pe X. Deci X egal cu cine? Cu 90. Egal cu 90 minus alfa. Să urmărească. Dar iau urmărești una. Deci, Daria, faptul că vorbim de complementul lui alfa, înseamnă că și-o notat cu X, înseamnă că X plus alfa fac 20. E bine, nu? X grade și cu alfa grade fac 20. E de altă parte, fiindcă vorbim de suplimentul, înseamnă Y grade plus alfa grade fac 180 grade. Bun, hai să scoatem X. Uitați, avem o relație. Dar este egal cu L cu cine? Alfa grade plus 90. Nu, X egal cu 90 minus alfa grade.
Ia uite, dar e egal cu masa doară. X deci egal X cu? Grade, egal cu 90 grade. Minus sau joar minus sau? Grade. Bun. Vedem partea asta, Y. Cu cine e egal, Daria? O să Y este egal minus 180, Daria. Minus alta. Și atunci înlocuim în relația dată. X înlocuim și Y înlocuim și ce devine? Hai. 90 grade minus alfa plus 180 de grade. Minus alfa. Da. Poți să scope egal cu? Egal cu 120. 120 de grade. De grade, domnule. Da, 120 de grade. Și acum să adunăm un alfa, doi de alfa. Nu, sau cum facem, domnule? 90 cu 180. 90 cu 180 e... 270 de grade. Și dar, deci, face așa, dar Mario face așa. Deci adun datoria. Alfa și alfa. Un pic. Aici avem o scădere și scriu rezultatul, da? A, dar nu poți să scăzătorul. Deci descăzutul este ăsta și scăzătorul este ăsta. Mario? Da? Scăzătorul cu cine e egal? Cu cine este egal scăzătorul? 270 minus 120. Bravo, Mario! Deci de aici repede. Nu scăzătorul, 2 alfa. 2 alfa. Bravo, Mario! Este egal cu 270 minus 120. Bineînțeles, grade. De grade. Grade. A, și alfa, tot grade. Da, așa. Și atunci 2 alfa e egal cu? Egal cu, cu 50. Cu 150 de grade. Și alfa și e egal la cu? 2. Da. Alfa și e egal alfa cu? Egal. Daria? Și alfa 150 împărțit la 2? 75. 75. Dacă știm ce este complementul, dacă știm ce este suplimentul, e foarte ușor. Atunci, gata. Da. Suma dintre supliment și complement este atâta, am tradus. Tu supliment ce înseamnă? 90 plus alfa fac, X plus 90 fac, X plus alfa fac 90. Ce înseamnă supliment? Y plus alfa egal 180. Și acum, fiecare la relația între și Y, am locuit și totul merge foarte bine. Hai să vedem... Mai am, da. B. Diferența măsurilor a două unghiuri este de 50 de grade. Da. B. Diferența măsurilor a două unghiuri este 50 de grade. Deci în alfa minus beta egal cu 50 de grade. Am notat cu alfa primul unghi. Știind că cele două unghiuri sunt complementare, alfa, beta, complementare. Adică au 90 de grade? Suma lor. Cum traducem asta? Pentru că sunt complementare. Înseamnă că alfa, beta, alfa plus beta, plus beta egal cu 90 ori 90 de grade. Alfa plus beta. Asta se traduce. Egal cu 90 de grade. Faptul că sunt complementare sunt în situația asta. Cele două sunt unii complementul celuilalt. Cele două adunate fac 90 de grade. A fac măsurile celor două unghi. Păi scriem și noi relații. Alfa minus beta, da? Egal cu 50 de grade. Daria. Și până alfa plus beta, Daria, egal cu? Cu cine? Dacă sunt complementare. 90. Dacă sunt complementare, înseamnă că... Asta eu sunt un pic mai ușor ca să înțeleagă. Vreau neapărat să urmăresc. Deci alfa minus beta egal cu 50. Și prima alfa plus beta... Alfa, mamă, nu L. Așa, egal plus beta. O să facem. Încearcă să înțelegi pe tabel, să înțelegi și să lucrezi singur. Deci, încă o dată. Diferența lor este 50 și ele sunt complementare. Adică ele adunate, în loc să le spună suma lor este 90, spune că ele sunt complementare. Adică știți voi ce înseamnă complementare? Și am spus, da, știm. Și acum ce facem? În două relații, foarte rapid. Vreau să le adunăm. Să le adunăm între ele. Adunăm.
și va veni de două ori, de două ori alfa egal cu, egal cu, aici e beta minus beta, beta da. Egal cu a doi alfa egal cu 140 grade. 140 grade. Unde alfa? Da. Acolo când le adun, beta minus beta s-a dus. Da. Păi voi împărți la 2 și beta și alfa va fi 70. 70 de grade. Deci alfa egal 70 de grade. 70 de grade. Și atunci beta cât e? Când interpretează și beta. Păi dacă beta va fi 70 plus beta. În oricare din relații. Nu, alfa acolo plus beta egal 90. Și beta va fi 20. Beta e 20. Deci beta egal cu 20 de grade. 20 de grade. Și mai sunt frumoase, dar trebuie să înțelegeți. Beta, nu alfa, nu l. Alfa, uite așa, Daria. Uite cum se face alfa, uite acum profesor. Alfa. Alfa. Și alfa și beta. Eu mult cu o da? Nu, același mai e așa. Așa. Alfa și beta. Așa, și aici e faci floricica asta aici, da? Uite așa. Deci ce înseamnă să fie complementare două unghiuri? Înseamnă că suma lor, că suma lor are 90 de grade. Ce înseamnă dar data două unghiuri sunt suplementare? Când suma lor este 180. 180, gata, ne băgăm în cap asta și mergem. Fracționăm de fiecare curaj. Dată. Și să vedem altă exercițiu. Da. Exercițiu, clar, Davide, nu? Da. Exercițiu 14, no. Bravo. Îmi place că, uite, îmi place că ai, ai, ai o stare de stil bună. Pozitivă. Sigur că da. 14 la 85. Două unghiuri sunt suplimentare și congruente. Deci alfa, beta. Suplimentare. Ce traducem prin asta? Adică alfa plus beta are 180 de grade. Bravo. Și congruente. Și congruente. Adică alfa. Egal cu beta, congruent cu beta. Bun. Să traducem acum. Adică alfa plus beta egal cu 180 de grade. Alfa, deci înseamnă alfa plus beta. Dar eu vreau să vorbesc și tu. Egal cu 180. Că acum mai tot nu mă interesează. Vreau să vorbesc. Odată cu domn profesor. Alfa plus beta egal cu 180 de grade și faptul că sunt congruente. Ce înseamnă că alfa și beta sunt congruente? Că... au aceeași măsură. Deci alfa e dat cu beta. Deci... păi înseamnă că atunci alfa este egal cu 90 de centimetri și beta egal cu... de grade. De grade. Și beta egal cu 90 de grade. Vedem ce era problema. Este egale. Da. Care este măsura lor? Alfa egal cu beta și egal cu 90 de grade. Care este măsura lor? Dar dacă unghiurile sunt complementare și congruente, deci alfa și beta sunt complementare. Ce înseamnă asta, Dario? Înseamnă că ia zi. Înseamnă că alfa plus beta, așa vorbești. Înseamnă că alfa plus beta sunt 90 de grade. Dacă sunt și congruente? Și alfa egal cu beta? Deci asta înseamnă că alfa egal cu beta egal cu 45 de și egal cu 45 de grade. Și 15 de la pagina 185. Da, după 5. Două unghiuri au același suplement. Deci unghiul alfa și beta au același suplement. Același suplement. Ați putea să faceți o figură ca să înțeleagă? Exact. Uitați. Poți să fac două triunghiuri care sunt interesant. Nu triunghiuri, atenție, unghiuri. Două unghiuri care sunt interesant. Facem un unghi alungit și altul unghi alungit. Deci unghiul ăsta. Și mai fac încă una tot din partea cealaltă. Și au suplimentul pe ăsta. Și cu alfa, dar dacă da cu alfa. Deci ăsta este alfa. Și mai fac încă unul care zice tot așa. Unde